Leul moldovenesc se apreciază ușor în raport cu moneda unică europeană. Banca Națională a stabilit pentru marți, 15 iunie, un curs de 21 de lei și 46 de bani pentru un euro, cu 4 bani mai puțin decât ieri. Dolarul american se scumpește cu 2 bani și ajunge la nivelul de 17 lei și 71 de bani. Leul românesc se ieftinește cu 1 ban și are o cotație de 4 lei și 36 de bani. Hrivna ucraineană și rubla rusească își mențin cotațiile de 65 de bani, respectiv de 24 de bani.